Bună seara, dragi prieteni! Suntem în plop și plopul în aer. Efectiv, aici suntem după două mandate ale președintelui Klaus Iohannis. Se întâmplă lucruri absolut hidoase în justiție, unde cei mai mari corupți ai acestei țări sunt scoși basma curată, atât cei care au dosare în curs, dosarele sunt anulate, probe esențiale din dosare sunt scoase. Cel mai scandalos caz este cel al infractorului Liviu Nicolae Dragnea și al mogulului Cristian Burci, unde Biroul Federal de Investigații din Statele Unite a trimis probe la DNA puternice despre cum Burci și Dragnea puneau la cale parazitarea bugetului de înzestrare a armatei prin firmele lui Carlo Burci, beizadeaua mogulului de la Adevărul Click, fondator Prima, mare șmecher în această țară. Și toate probele s-au anulat, oameni buni. Toate probele sunt anulate. Cazul mai vechi cu Piedone scos din pușcărie, din fericire n-a ieșit primar, nu l-a votat lumea, dar și ăla a scandalizat lumea. Cazul cu Puiu Popoviciu, care a fost condamnat, oameni buni, a fost fugit din țară 7 ani. Nu l-au adus, atât de puternic a fost încât autoritățile statului n-au putut, domne, n-au fost capabile să-l aducă pe Puiu Popoviciu de la Londra. Puiu Popoviciu, de a cărui nume se leagă scandalul Black Cube, este legat de mogulul penal fugar Alexander Adamescu, operațiuni, fel și fel de operațiuni de manipulare a opiniei publice, făcute în parteneriat media penal cu infractorul Dan Andronic de la evenimentul zilei, cu inculpatul fugar Sebastian Ghiță, care stă bine mersi ascuns în Grecia, la Belgrad, de unde finanțează cu 3 milioane de euro campania electorală a lui Vučić, omul pudelul mai mic, că pudelul mai mare este toarășul Orban, o să vorbim și despre el. Și ieri am vorbit despre anularea condamnării de acum 10 ani a lui Ovidiu Tender. Urmează cu siguranță infractorul Dan Felix Voiculescu, Varanul, să n-aveți niciun fel de dubiu, de altfel eu sunt convins că în toată această realitate, Varanul joacă un rol mult mai important decât putem noi să bănuim. Eu am vorbit ieri despre condamnarea lui Tender, despre anularea condamnării lui Tender, astăzi a vorbit pentru Epoch Times judecătoarea Camelia Bogdan. Evident, știe mult mai multă carte în domeniul dreptului penal decât mine și de aceea zic că este important să auziți ce spune doamna Camelia Bogdan pentru a înțelege de ce suntem în plop și plopul în aer, din foarte multe puncte de vedere, dar și din perspectiva corupției din justiție și a modului în care aceste grupări de corupție, aceste capete ale hidrei, pentru că fiecare nume dintre cele pe care le-am rostit acum este un cap al hidrei din această țară, hidra corupției. Am mai făcut explicația asta, dar mai explic încă o dată pentru cei care au venit mai de curând în comunitatea noastră, că au venit foarte mulți membri noi. Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru susținere și încredere. 168.000 de mulțumiri vă adresez tuturor celor care sunteți membri ai comunității. De asemenea, vă mulțumesc din suflet tuturor celor care susțineți financiar activitatea mea prin sistemul oferit de YouTube, dar mai ales sutelor de persoane care sunteți pe Patreon, unde toate veniturile mele sunt transparente. Cei care ați venit mai de curând, puteți vedea acolo și cariera mea profesională, pentru că sunt foarte transparent și în privința CV-ului. Vă mulțumesc din suflet că îmi permiteți să fac această activitate în fiecare zi, să vă prezint cele mai importante știri și să vă explic consecințele lor asupra prezentului și mai ales viitorului nostru. Și viitorul arată extrem de sumbru, oameni buni. Este un nivel de corupție în justiție fără precedent în această țară. Nici măcar pe vremea lui Adrian Năstase nu era un asemenea nivel de corupție. Lucrurile sunt cu atât mai grave cu cât s-a ajuns aici sub un președinte care a devenit președinte promițând că lupta anticorupție nu se va stopa. Un președinte care a devenit a doua oară președinte, bineînțeles la domnul Klaus Iohannis mă refer, care a promis că dacă lumea îl va vota pe el și dacă lumea va vota Partidul Național Liberal, da, care l-a făcut pe domnul Iohannis președinte, PSD-ul nu va veni niciodată la putere. Și iată că astăzi PSD-ul este la putere. Mai mult decât atât,
niciodată. Nu va mai veni 10 ani la putere. Da? Țineți minte, Iuna Potkibanok PSD și alte lucruri. Cu siguranță le știți. Dacă urmăriți activitatea mea, sunteți interesați de subiecte politice și cunoașteți istoria recentă. Cei care urmăresc de pe atunci știu pentru că am explicat eu. Și iată că astăzi nu numai că lupta anticorupție este stopată, nu numai că am ajuns la cazuri absolut șocante și siderante de corupție, am dat exemplu acum câteva zile al polițistului de la crimă organizată care vindea informații secrete din dosarele DICOT. Nu numai că se întâmplă chestia asta, se anulează condamnări vechi de 5 ani, de 7 ani, de 10 ani de zile, oameni buni, se șterge practic tot ce s-a făcut în domeniul luptei anticorupție în această țară. Și cine sunt responsabilii de PDV politic? Domnul Iohannis. Nu mai poate candida la funcția de președinte. A ratat lamentabil povestea cu NATO. Ciolacu pare că îi dă țeapă, nu va prinde niciun post de comisar european. Deci domnul Iohannis este deja istorie. Dar PSD-PNL nu sunt istorie. PSD-PNL vor cere votul nostru. Vor avea candidați la primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie, la alegerile parlamentare din 1 decembrie și, dacă va intra vreunul dintre candidații lor, ne vor cere votul ca acel candidat să devină președinte. Păi cât de periculos este să nu ieșim masiv la vot, ci să le tăiem ăstora macaroana politică, dragi prieteni. Se întâmplă lucruri în justiție care acum, în 2017-2018, ar fi scos sute de mii de oameni în stradă. Astăzi nimeni nu mai reacționează. Da, dar astăzi nici nu mai este presa de atunci. Lucrurile nici nu mai sunt prezentate. Aproape nimeni nu mai vorbește despre asta. Televiziunile de știri care mai vorbeau despre lupta anticorupție în 2016-2017 au fost complet reduse la tăcere pe acest subiect. Sigur, unele au interese patronale directe, că vorbim de infractorul Varan Dan Voiculescu, patronul de la Antena 3. Toți sunt infractori. Fugarul Sebastian Ghiță, infractorul Maricel Păcuraru de la Realitate. Da? Toți sunt dubioși. Toți sunt dubioși. Digi, unde vine catârul cartelului Mafia Media, Sabin Orcan, care făcea servicii de curierat între gruparea Adamescu Puiu Popoviciu și gruparea infractorului Ghiță, infractorului Dan Andronic și inculpatului fugar Sebastian Ghiță și foloseau în cadrul parteneriatului media penal ce trimiteau ăia de la Londra. Da. Oamenii nici nu știu, probabil bănuiesc pentru asta. Cred că dacă televiziunile ar informa corect publicul cu privire la aceste aspecte, Camelia Bogdan ar fi trebuit, dacă eram o țară normală, să fie în prime time la toate televiziunile de știri. Probabil că ar fi ieșit în stradă. Acum o să vedem. În 10 august câți veți fi alături de mine, de la ora 16 ne întâlnim în Piața Victoriei, dragi prieteni, cerem în primul rând dreptate pentru represiunea și pedepsirea vinovaților, dar trebuie să cerem și să tragem un semnal de alarmă cu privire la nivelul hidos de corupție în care a ajuns sistemul de justiție în această țară. Și fiți atenți aici ce explică doamna Camelia Bogdan. Este foarte important ce spune domnia sa. După ce instanța l-a salvat pe Ovidiu Tender, românii păgubiți cu 50 de milioane de euro. Decizia este ilegală. Camelia Bogdan a opinat că statul de drept în România este în disoluție. Fiind necesar ca guvernul să aducă la cunoștința investitorilor și partenerilor că s-a legiferat furtul la stat. Exact ce spun eu, oameni buni, de când spun că s-a dat liber la corupție. Da? S-a legiferat furtul la stat. Mă bucură foarte mult că un judecător, un om categoric, cu mult mai multă educație și experiență decât mine în privința sistemului de justiție și a dreptului penal, vine și confirmă ceea ce eu explic de foarte mult timp. Este o confirmare a faptului că aici, în aceste analize, în aceste editoriale pe care le fac în fiecare zi în fața dumneavoastră, fac o justă și dreaptă judecată. Este absolut șocant, oameni buni. Dacă nu ieșim la vot, vă spun, dacă ăștia își bagă și avem vreo finală, Ciolacu, Simion, PSD-PNL, vechea hidră, securist, ofesenistoide, va fi un dezastru. Țara asta va deveni nelocuibilă. Pentru că, vedeți, acum așa aranjează șmecherii.
Dar mizeria asta se va duce în jos, până la ultimul cetățean care va avea treabă în justiție. Și atunci numai aia care sunt șmeche, numai aia care au bani, nu se vor mai da soluții pe lege, pe proceduri, pe nimic. Nu va mai exista nimic altceva. Ești șmecher sau ești călcat în picioare? Până acum aveai o speranță, da? Comitea Jandarmeria Abuzului, a zis în cazul meu, mergeai în justiție și le desfințai. E adevărat, parchetul militar osificat, securist-ofesenist. Bă, da, măcar am desfințat toate amenzile, toate lucrurile alea le-am demonstrat în fața publicului. Păi nu vom mai avea nici asta, oameni buni. Nici asta nu vom mai avea. Și ceea ce vă spun este foarte grav și foarte serios. O țară în care justiția nu funcționează corect este o țară nelocuibilă, oameni buni. Ne transformăm încet, încet într-o oligarhie de tip rusesc. Și acest proces se accentuează tot mai mult cu fiecare astfel de hotărâre judecătorească, cu fiecare caz, așa cum este cazul meu prezentat la Timișoara și multe, multe, multe alte cazuri. Parchetul general n-a zis nimic, deși s-au făcut denunțuri penale în cazul excrocheriei lui George Simion. Mă așteptam să anunțe că deschid o anchetă. Nimic, oameni buni, nimic. Tac, mâlc. Nu vreți să știți unde vom fi dacă nu vom ieși la voce. Pericolul va fi și mai mare. Să vedeți ce declarații face Victor Orban la Băile Tușnad, cum transmite mesaje de la Trump. Devine foarte evident, sigur, depindem și de ce se va întâmpla în Statele Unite. Kamala Harris pare că recuperează punctele diferență pe care le avea Joe Biden față de Donald Trump. S-ar putea, sper să avem noroc, dar nu putem să stăm ca națiune, oameni buni. Nu putem sta ca națiune, ca popor. Ce popor suntem noi? Stăm numai să avem noroc, să iasă cine trebuie în America, să ne ajute Europa. Păi ce națiune suntem noi, dragi prieteni? Ce națiune suntem noi? Vă rog foarte mult să-mi scrieți în comentarii. Când noi avem puterea să ne luăm soarta în mâini, avem toate instrumentele necesare să citim și să ne informăm. Ceea ce spun eu nu vine din cine știe ce cunoștințe secrete, masonice sau din vreun IQ, cine știe ce ridicat, ci sunt lucruri de bun simț, oameni buni. Sigur, eu le văd mai ușor și mai repede și procesez o cantitate mai mare de informații, pentru că asta mi-e meseria. Și o fac de foarte mult timp și am exercițiu. Și toată ziua stau ca un șoarece de bibliotecă și citesc știri pentru dumneavoastră ca să pot să vă prezint niște concluzii. Dar vă garantez că oricare dintre dumneavoastră, dacă ar avea un minim interes, sigur, cei care urmăriți canalul meu bănuiesc, dar restul românilor, dacă ar avea un minim interes și ar citi cât de cât niște site-uri ok, niște știri, ar înțelege de unde bate vântul și cât de mare este pericolul. Și sigur, este un pericol din punctul meu de vedere, mai ales din pricina planurilor malefice ale criminalului de război de la Moscova, care este un fel de Hitler amestecat cu Stalin, o demență, dar Victor Orban îl laudă, inclusiv la Băile Tușnad, Victor Orban, poștașul dictatorilor. Da? Un pericol la fel de mare ca cel de la finalul celui de-al doilea război mondial, când ne-au invadat rușii. Și pe acolo, pe la Băile Tușnad, atenție, nu e vorba numai de că trăim într-o țară de nelocuit fără justiție. S-ar putea să nu mai fie nici țara așa cum este acum. Pe la Băile Tușnad erau mesaje cu tricouri, cu Orban, make Hungary great again. Da? Eu sunt ferm convins, opinia mea, convingerea mea, n-am dovezi în acest sens, că n-am de unde să am, da? Că nu am de unde să știu ce a vorbit Orban cu Putin, ce a vorbit Putin cu Trump. Citesc pe tema asta și fac analize. Și pun piesele într-un puzzle și sigur piesele care lipsesc. Știți că atunci când faci un puzzle, dacă lipsesc câteva piese, cam știi care este imaginea generală după ce ai făcut 60% din puzzle. Convingerea mea fermă și vă rog foarte mult să-mi scrieți în comentarii dacă credeți că greșesc, dar cei care credeți că eu greșesc și că exagerez, vă rog foarte frumos să-mi scrieți ce argumente aveți. Ca să pot să-mi dau seama pe baza unor argumente solide că fac o eroare de raționament. Da? Raționamentul meu și concluzia mea după zi de zi în care citesc zeci, sute de articole, după sute de cărți citite, după stau toată ziua cu televizorul pe televiziune, zapez cele occidentale și procesez informație. Convingerea mea fermă este că Trump, dacă iese președinte, va face o înțelegere cu Putin. Putin vrea să redeseneze granițele în Europa de Est. Singurul motiv suficient de puternic pentru ca Orban să facă tot ceea ce face este pentru că Putin i-a promis Transilvania lui Orban, oameni buni. Deci aici se pune o problemă mult mai gravă, mult mai gravă.
Și noi ne riscăm țara, ne riscăm țara. Străbunii noștri s-au chinuit să o facă la 1918 așa cum au făcut-o. Da? Au luptat în războaie mondiale pentru visul ăsta de a avea o țară așa cum este ea astăzi. E adevărat, ruptă, bucăți. Avem un al doilea stat românesc, Republica Moldova, dar iată că și acolo răsare soarele, există o Maia Sandu. Se opune așa cum nu s-a opus niciun conducător al Republicii Moldova niciodată influențelor Rusiei. Face toți pașii necesari pentru a intra în Uniunea Europeană. Deci avem aceste două variante, două linii temporare, dacă vreți, da? Cea în care ne mobilizăm la vot, ieșim la vot. În 44, când ne-au invadat tancurile lui Stalin, nu aveam această posibilitate să ne decidem noi soarta. Nu exista. S-au făcut alegeri, s-au falsificat după ce s-au instalat tancurile lui Stalin, da? N-am avut această posibilitate. Destinul nostru era pecetluit și a urmat zeci de ani de comunism împuțit, sinistru. Acum, pentru că suntem țară membră NATO, țară membră a Uniunii Europene, avem această posibilitate să ieșim la vot masiv, să le tăiem ăstora care ne duc țara într-un dezastru național, macaroana politică. Maia Sandu va face, dragi prieteni, sunt convins că va câștiga din nou președinția, va avea majoritate, și va face toți pașii necesari pentru integrarea Republicii Moldova în Europeană. Din acel moment, țara noastră va fi din nou așa cum a fost înainte. Există inclusiv posibilitatea reală să se facă referendum în ambele țări. Deci avem acest viitor pozitiv în care și nici măcar nu trebuie să luptăm și să murim pe front, să plătim cu sânge, cu distrugere, așa cum se întâmplă în Ucraina, pentru libertatea noastră. Trebuie să plătim doar cu 30 de minute din viața noastră, da? Timp de 3 zile, 24 noiembrie, 1 decembrie, 8 decembrie. Să ne informăm ca să votăm corect și să ieșim la vot. Atât avem de făcut. Și dacă facem asta ca națiune, cum au făcut polonezii, să vedeți, Orban, cei denigrează pe polonez, că îl deranjează pe Putin, dacă ăia s-au trezit și au votat cum au votat, 80%, clar, pro-european, pro-NATO. Dacă facem treaba asta, există perspectiva, există această linie temporară, dacă vreți, dacă e un punct de răscruce, să vedem România și mai puternică, să vedem democrația consolidată. Sau dormim pe noi, nu, că nu întâmplător imnul nostru național e deșteaptă-te române din somnul cel de moarte. Nu ne deșteptăm din somnul cel de moarte, nu ieșim la vot, ne decide soarta o minoritate care iese la vot, care stă toată ziua cu nasul în televiziunile penalilor, da, și pe paginile de Facebook ale trollilor dictaturii lui Putin, și ne vom trezi, riscăm să ne trezim în 10 ani, dragi prieteni, cu o jumătate de țară și cu o oligarhie de tip rusesc, scoși afară din Uniunea Europeană și din NATO. Ăsta este pericolul care ne pândește. Sper, îmi doresc din tot sufletul să mă înșel. Deși, cu tot ceea ce știți că eu spun aici și cu ceea ce am spus și dacă citiți editorialele mele dinainte de 2016, da? Sunt pe site-urile pe unde am lucrat, să vedeți ce spuneam că vor aia să facă, fix aia s-a întâmplat. Sper să mă înșel de data asta. Sper să mă înșel. Dar, revin, este un moment în care noi putem să ne decidem soarta. Cât de sinistră a ajuns situația. Așa ceva, dacă se întâmpla în 2017, erau 200.000 de oameni în Piața Victoriei. Camelia Bogdan a catalogat această decizie a instanței drept ilegală și a lansat acuzații grave, respectiv că ar exista suspiciuni rezonabile de comiterea infracțiunii de abuz în serviciu de către membrii completului de judecată, deoarece în speță completul de judecată a dispus în 2015 condamnarea, confiscarea și sechestrul. În temeiul legii articolului 32 din legea 656/2022 privind spălarea banilor, pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare a banilor și crimă organizată și nu în vederea acoperirii prejudiciului cauzat de infracțiunea de abuz în serviciu, parțial dezincriminată după ce Ovidiu Tender a ieșit din închisoare. Cu alte cuvinte, Camelia Bogdan a subliniat că judecătorii au ridicat sechestrul lui Tender pentru că s-ar fi dezincriminat parțial o faptă, dar nu pentru această faptă a fost dispus sechestrul. Înțelegeți, dragi prieteni, ce au făcut ăștia? Ce au făcut ăștia? În România este legiferat furtul de la stat, da? Sub un altul patronaj al președintelui Klaus Iohannis. Și un editorial excepțional pe tema asta a scris doamna Andreea Pora în revista 22. Ei nu bănuiesc că nu mai au atât de mulți oameni, nu mai reușesc să fie cu news-ul la punct, dar au niște editorialiști excepționali
care vă ajută să înțelegeți foarte bine situația. Și aici Andreea Pora face o analiză a mandatului lui Klaus Iohannis și spune ceea ce spun și eu, că este un dezastru din toate punctele de vedere. Din toate punctele de vedere. Educație, administrație, sănătate, justiție, până la degradarea vertiginoasă a clasei politice. Adică în zonele cheie ale unui stat. Nu e suficient să te uiți la dezastru la evaluarea națională, unde 42,40% dintre elevii din mediul rural nu au reușit să obțină media 5, la minciuna frumos împachetată a bacalaureatului cu a lui rată de promovare de 78% datorată subiectelor ușoare. Este încununarea nefericitei României educate. Administrația s-a umplut până la refuz de clientele de partid. Crapă pe la cusături de tot felul de neaveniți. Iar rezultatele se văd în primul rând în disprețul care sunt tratați cetățenii. De fapt, instituțiile nu mai funcționează, oameni buni. Instituții pentru care noi muncim până picăm în așa, naful, ne jupoaie până la ultimul bănuț. Atât de greu se fac bani în mediul privat și sunt atât de ușor risipiți în instituții ale statului care nu funcționează, oameni buni, de la subiecte grave. Am vorbit despre trolii dictaturii lui Putin, da? Serviciile secrete, nimic, zero barat, toți specialii din țara asta. Infracțiuni de crimă organizată, ce fac polițiștii? Vând informații din dosare. Până la, nu știu, protecția consumatorilor. Am făcut eu o reclamație în legătură cu un excroc de la Sibiu. Mai un pic se face un an de zile, nu mi-au dat răspuns, deși legea e obligat în 30 de zile să-mi dea un răspuns. Deci pur și simplu nu mai funcționează nicio instituție în această țară, oameni buni, pentru noi. Funcționează pentru șmecheri, da? Și pentru ei, ca să aibă ei de unde să încaseze salariile. Dar chiar țara însă s-ar putea să nu mai existe. Toarășul Victor Orban a fost la Tușnad și ce a făcut domnul Orban la Tușnad? Poștașul dictatorilor a făcut propaganda lui Putin. Occidentul e rău, Occidentul ne fură religia, Occidentul bla bla bla. Toate punctajele cu care trolii lui Putin fac agitație pe rețele sociale, sub privirile adormite ale specialilor noștri care dorm în bocan sau se ocupă cu orice altceva, mai puțin cu ceea ce ar trebui să se ocupe, dar toate acele punctaje le-a reprodus toarășul Victor Orban, care ieri s-a întâlnit cu toarășul Ciolacu. Și vă întrebam și vă întreb din nou, eu cred că i-a transmis ordinele de la Putin lui Ciolacu. Vă rog să-mi scrieți în comentarii dacă credeți că este o părere exagerată sau este posibil așa ceva, da? Deci s-a luat de Occident, Occidentul e rău, Rusia e bună, e frumoasă, e puternică. O să vă explic să vedeți cu Donald Trump cum stă treaba. Asta este tricoul cu Make America Hungary Again, da? Ia uitați-vă aici. Atacuri împotriva aliaților. Uniunea Europeană trebuie să renunțe la misiunea economică, să redevină un proiect de apărare. Am primit critici de la Bruxelles, a spus sluga lui Putin. Mi-au condamnat misiunile de pace. Am încercat să explic că e o datorie creștină întâlnirea cu Vladimir Putin de la Moscova și nu m-am făcut înțeles. Deci domnul Orban crede că Putin e creștin. Vă dați seama cât de penibil e? Cum să creadă că Putin e creștin? Ce treabă are Putin cu creștinism? Fost ofițer KGB, unul care plânge după Uniunea Sovietică, care era atee, da? Considera că religia este opiumul popoarelor. Cum? Ce treabă are cu creștinismul? Vă dați seama ce prostii vorbește acest individ în țara noastră, da? În ultimele săptămâni, și chestia cu pacea. Deci, am tot făcut exemplul ăsta și o să-l mai fac încă o dată. Imaginați-vă că niște interlopi intră într-o casă, în casa dumneavoastră și vă jefuiesc. Și dumneavoastră începeți să strigați, ajutor, ajutor, poliția. Și vecinii, în loc să cheme poliția, să intervină, să vă ajută să scăpați de interlop, spun liniște, vrem liniște la ora asta, nu mai țipați, vrem liniște. Asta face Rusia, asta face Orban. Orban este vecinul care îți spune ție când vine interlopul și te jefuiește, tu strigi ajutor, chemați poliția, îți spune liniște, faceți liniște, da? Și vine polițistul și te amendează pentru tulburarea liniștii publice. Nu-i interesat că sunt infractor la tine acasă, să-i scoată afară. Cam asta e logica din creierul toarășului Victor Orban. Cât de scandalos este, oameni buni, cât de scandalos este, da? Prietenul lui Donald Trump. Și că Donald Trump mi-a spus să vă transmit salutările lui. Probabil că a discutat și alte chestiuni cu Donald Trump, da? Și a mai zis domnul Orban că discuția cu Marcel Ciolacu a fost începutul unei frumoase prietenii și că facem progrese. Premierul Orban și-a continuat cunoscuta retorică anti-Bruxelles.
trecem încet de la o politică pro-europeană, pro-război, la o politică pro-pace. Cum pro-război? Păi cine a declarat război în Europa, oameni buni? Cine a provocat război? Cine și-a luat trupele și-a invadat un alt stat? Și statul ăla care se apără a trebuit să nu se apere, să fie pace. Și când vin peste noi, o să zică la fel, să fie pace, să nu ne apărăm, nu? Peste Republica Moldova. Ce fel de mentalitate este asta? Și oamenii ăștia sunt toți parte dintr-un mare puzzle, oameni buni, dintr-un mare puzzle. Și dacă noi nu ne ocupăm de piesa noastră, așa cum ar trebui, va fi un dezastru, dragi prieteni. Un dezastru pentru noi, pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri. Pentru că decizia pe care o avem de luat anul ăsta ne va afecta decenii în viitor. Semper Fidelis, dragi prieteni, vă aștept mâine la emisiunea Live Q&A de la ora 20. Aștept cu nerăbdare să citesc comentariile dumneavoastră. Ați văzut că nu mai reușesc să răspund atât de des pentru că a crescut foarte mult volumul de comentarii și aici și pe alte rețele sociale unde sunt. Eu chiar le citesc pe toate, chiar fac o muncă foarte mare să mă chinui să păstrez curat forumul de discuție, să rămână numai membrii care vin cu bună credință să exprime niște idei și mai ales să curăț pe cei care fac trolling, în special trolling cu punctajele Moscovei, și sunt tot mai mulți oameni buni, e tot mai mult de muncă și vor fi și mai mulți, va fi un coșmar pe măsură ce se apropie alegerile din noiembrie și decembrie. Dar ați văzut că pun acea inimioară, creatorul apreciază comentariul, asta înseamnă că am citit comentariul. Deci acolo unde este inimioară, am citit cu atenție acest comentariu. Și încerc să fac chestia asta cât mai mult, deși îmi răpește foarte, foarte mult timp. De aceea vă spun tuturor celor care, dacă ați ascultat până acum, înseamnă că pentru dumneavoastră faceți parte din acea categorie care consideră super important tot ceea ce spun până în ultimul minut al editorialului. De aceea aștept cu nerăbdare și vă rog foarte frumos să îmi scrieți, să-mi răspundeți la întrebările pe care le-am lansat în acest editorial video. Sigur, mai multe vom discuta mâine la emisiunea Live Q&A. Semper Fidelis!